Peste nici 2 luni sunt programate din nou alegeri, iar reprezentanții prefecturii se pregătesc intens. Aceștia au primit de la edilii de comune și orașe lista cu secțiile de votare, precum și cu zonele arondate acestora. Funcționarii instituției spun că în 9 decembrie vor funcționa 4 secții de votare în plus față de referendum. Pentru alegerile parlamentare din acest an sunt organizate la nivelul județului 325 de secții de votare. La acest număr ajungându-se prin desființarea a 2 secții de votare și înființarea a 6 secții noi. Avem secția de votare de la Rânca, o secție specială înființată pentru referendum care acum nu mai există, și o secție la Bolboș care a fost desființată. Cele 6 secții de votare nou înființate sunt în localitățile Motru, Tismana, Bărbătești, Mușetești, Săcelu și Slivilești. Motivul desființării secției de la Rânca este faptul că alegătorii vor vota în colegiul de domiciliu, iar acolo sunt prea puțini locuitori. Pentru secții de votare. Hai, doamnă. Îmi trebuie dreptul. Avocat. Îmi dat una și pentru soție. Pentru luni ultima zi, nu? Dar trebuie diploma. Da. Eu nu am diploma, am la Chișinău. Da, am la Chișinău. Da. După decizia de avocat definitiv, iar... Da, s-a dat la adresa la Baru? Da, da, decizia de... Da. Până pe 9 decembrie, reprezentanții prefecturii trebuie să găsească și președinții și locțiitorii acestora în birourile electorale de secție. Termenul de depunere a cererilor expiră luni, iar aceștia nu au nici jumătate din necesar. Făcând un calcul personal simplu în dimineața aceasta, ne-ar mai trebui în jur de 400, cât am spus aici, 401 persoane înscrise în liste. Listele se compun din numărul de secții, înmulțit cu 2 președinte locțitori și legea prevede o rezervă de 10%. Ca o medie ar trebui la fiecare primărie să se depună în jur de 6 cereri pentru a acoperi această cifră de 401 persoane. Printre gorjenii care ar putea ajunge președinții ai secțiilor de votare se numără și 9 persoane care nu au decât studii medii.